În campania electorală trecută, Ceban și-a asumat să dezvolte suburbiile și să le integreze economic, social și cultural în municipiu. Chiar mai mult, promitea și un viceprimar responsabil strict pe suburbii. Ca de obicei a mințit. Minte și acum, când în campania electorală prezintă date eronate, arătând cât de mult chipurile a investit în suburbii. Este suficient doar să faceți o plimbare prin suburbiile Chișinăului, să vorbiți cu oamenii și o să vă dați seama că aceste cifre nu au nicio treabă cu realitatea și că primarii au fost pe cont propriu, iar primarul partid a venit doar la hram sau l-a tăiat panglica proiectelor implementate din alți bani decât municipali. Nu mai spun că a procedat cinic atunci când a ținut câteva autobuze prin garaj ca să le pună pe rută în ultimele zile de mandat. Oare așa atitudine ne dorim noi pentru suburbii? Anume pentru asta, ca lucrurile să se schimbe spre bine, să scăpăm de minciună, politizare și incompetență, pe 5 noiembrie, împreună cu echipa PAS, familia și prietenii mei vom merge cu toți și vom vota Lilian Carp, primar general, și echipa PAS în Consiliul Municipal. Lilian Carp înțelege oamenii din suburbii. Au nevoie de confort și oportunități. Au nevoie de condiții normale și adecvate, nu doar de promisiuni. Alege PAS. Echipa Europa. Votează PAS în toate buletinele.